Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom continua cu rezolvarea de probleme prin metoda figurativă, dar alt gen de probleme. Să citim următoarea problemă. Într-o curte sunt găini și miei. În total, 41 de capete și 96 de picioare. Câte găini și câți miei sunt? Știm că avem găini și știm că avem miei. Și în total avem 41 de capete și 96 de picioare. Vom reprezenta schematic capetele, folosind cercuri. Desenăm 41 de capete. Știm că fiecare vietate are cel puțin două picioare. Și așezăm câte două picioare pentru fiecare cap. Asta înseamnă 2 ori 41 egal cu 82 de picioare. Obținem 41 de capete și 82 de picioare. Din problemă se știe că vietățile aveau 96 de picioare, mai multe decât am repartizat noi. Cu cât? Cu 14 picioare. Știm că miei au 4 picioare, deci cele 14 picioare le vom repartiza pentru miei. Câte două în plus față de cele două care le aveam? 14 împărțit la 2 ne ajung pentru 7 capete, adică 7 miei. Câte găini putem să avem? Foarte simplu. Din totalul de capete scădem miei și obținem 34 de găini. Cum ne verificăm? Dacă înmulțim 7 miei cu 4 picioare plus 34 de găini ori 2 picioare, vom obține 96 de picioare. Răspuns corect. Să trecem la următoarea problemă. Într-o rezervație sunt căprioare și fazani. În total, 200 de picioare și 72 de capete. Câte căprioare și câți fazani sunt în rezervație? Știm că avem căprioare și știm că avem fazani. Știm că avem 72 de capete și 200 de picioare. Te rog să încerci să rezolvi singur problema și apoi să te verifici. Sper că ai început cu desenul. Ai desenat cele 72 de capete, ai pus câte două picioare la fiecare cap și astfel ai obținut 144 de picioare. Din totalul de 200 de picioare, ai scăzut picioarele pe care deja le-ai repartizat și ți-au mai rămas 56 de picioare. Știm că toate căprioarele au câte 4 picioare. Atunci, aceste 56 de picioare care ne-au rămas, le repartizăm câte 2 pentru căprioare. Și astfel obținem 28 de căprioare. Din totalul de capete, scădem numărul de căprioare și obținem 44 de fazani. Să ne verificăm. 44 ori 2 plus 28 ori 4 este egal 200 de picioare. Deci avem 28 de căprioare și 44 de fazani. Următoarea problemă, te rog să o rezolvi singur. Citește cu atenție problema, fii atent la datele problemei, iar eu în plus îți dau și răspunsul problemei. Să vedem dacă reușești să ajungi la acest răspuns. După ce ai terminat, verifică-te! Ai lucrat la fel ca mine? Felicitări! Dacă nu, fii atent la rezolvare și mai încearcă o dată. Această problemă am complicat-o puțin. Haideți să vedem cum. Un gospodar a vândut la piață curcani și iepuri, în total 7 capete și 22 de picioare. Pentru un curcan a primit 115 lei, iar pentru un iepure a obținut 64 de lei.
Câți bani a încasat gospodarul? Te rog să fii atent la datele problemei. Avem 7 capete și 22 de picioare. Te rog să încerci să rezolvi singur problema și apoi să te verifici. Ai început cu desenul. Ai desenat capetele, apoi le-ai pus câte 2 picioare. Diferența de picioare ai repartizat-o pentru iepuri. Și astfel ai obținut 4 iepuri. Din totalul de capete, dacă ai scăzut iepurii, ai obținut numărul de curcani. Sper că te-ai verificat, să vezi dacă ai lucrat corect și de-abia apoi să treci să afli câți lei a încasat gospodarul. Dacă a avut 4 iepuri, ori 64 de lei, plus 3 curcani, ori 115 lei, trebuia să obții totalul 601 lei. Spor la rezolvarea problemelor.